A lua iod preventiv, aceasta este o variantă pe care o recomandați? Unii au golit benzinăriile de benzină, alții farmaciile de iod. E o idee bună? Deloc. Deloc. Și nu este o idee bună din foarte multe motive. În primul rând, administrarea iodurii de potasiu trebuie făcută doar dacă suntem convinși că a avut loc un accident nuclear și dacă izotopul care s-a eliberat cu această ocazie este iodul radioactiv. Cu alte cuvinte, iodura de potasiu se administrează doar pentru a proteja tiroida de o eventuală expunere la iod radioactiv, pentru că există riscul, deci nu certitudinea, există riscul ca în timp, după o asemenea expunere la iod radioactiv, să se dezvolte cancer tiroidian. Dar nu toate categoriile de populație sunt la același risc în momentul în care există expunerea la iod. Sunt anumite categorii care sunt la un risc crescut, și anume cu cât individul este mai tânăr, cu atât capacitatea tiroidei de a capta iodul este mai mare și cu atât riscul de a dezvolta în timp cancer de tiroidă este mai mare. Ceea ce înseamnă că acele categorii care sunt la riscul cel mai mare și care trebuie primele protejate și care, atunci când vorbim de protecție, vorbim de o grămadă de alte elemente, nu doar administrarea iodurii de potasiu. Deci, repet, iodura de potasiu o administrăm doar dacă știm sigur că a avut loc un accident nuclear și dacă știm sigur că agentul radioactiv eliberat este iodul. Dar românii își fac stocuri ca să fie siguri că vor avea această pastilă dacă se întâmplă necazul, doamna profesor. Ceea ce este o mare greșeală. Este o mare greșeală pentru că practic a-ți administra iodură de potasiu când nu ai niciun fel de certitudine a acestui lucru este o greșeală majoră. De ce spun acest lucru? În primul rând, vă povesteam că nu toate persoanele au același risc. Risc crescut au copiii, sugarii, copiii, femeile gravide, femeile care alăptează, tinerii. Persoanele peste 40 de ani nici măcar nu ar trebui să primească iodură de potasiu la o condiție obișnuită de expunere. Ce vreau să spun cu aceste lucruri? Că în momentul în care se eliberează un izotop, cum este iodul radioactiv, se creează acel nor radioactiv care poate să contamineze mediul, care poate să contamineze aerul, vegetația, apa. Aceasta este o expunere externă. Ulterior însă, dacă inhalăm iodul sau dacă noi consumăm niște alimente care sunt contaminate sau apa care este contaminată, urmează cea de-a doua categorie de expunere, cea internă. Tiroida, de ce este în pericol? Pentru că tiroida, în momentul în care funcționează, are nevoie de iod. Ea captează iod ca să facă biosinteză de hormoni tiroidieni. Ea nu știe dacă ia iod stabil, cum e iodura de potasiu, sau dacă ia iod radioactiv. Ea are nevoie de iod ca să facă hormon tiroidien, fără de care, practic, nu putem trăi. Și atunci, ideea cu iodura de potasiu este să iei iod în condițiile în care există acest risc de expunere la iod radioactiv, pentru ca tiroida să fie saturată și să nu mai fie în pericol de a capta iodul radioactiv. Doamna profesor, noi am trecut momentul martie-aprilie 1986. Momentul în care, pe o bucățică de zahăr cubic, da, ne-au dat la liceu, nouă tuturor, câte o picătură, da, de substanță pe zahărul cubic și l-a mâncat în fața cadrului medical. Atenție! Exact. Niciodată de unii singuri, niciodată de capul nostru. Comparând momentul de atunci cu ceea ce s-ar putea întâmpla acum, ce aveți să le transmiteți oamenilor? În primul rând să aibă încredere și să nu intre în panică. Să aibă încredere în specialiști și în faptul că la momentul la care s-ar produce această nefericită situație, informările vor fi făcute. Să aibă încredere în faptul că instituțiile autorizate ale statului monitorizează în permanență nivelul de radiații. Și dacă nu vor fi pastile în farmacie? Este o greșeală, nu se cumpăr aceste pastile din farmacii. Aceste pastile vor fi administrate într-un mod organizat, pentru că dozele sunt foarte clare. Gândiți-vă că o tabletă de iodură de potasiu are 65 de miligrame.
Doza depinde pe care o administrăm în funcție de grupa de vârstă. La un nou născut dăm 16 miligrame. Deci vă dați seama că sunt niște dozaje foarte fine care trebuie să administrate. Deci dacă își cumpără singur din farmacie și administrează singur, pot ajunge la probleme grave. Foarte grave, pentru că iodul, administrarea lui nu este deloc lipsită de reacții adverse. Nu vorbesc de, spre exemplu, situația în care cineva este alergic la iod. Vorbesc despre situații, pentru că și aceasta poate să fie o categorie de lucruri. Vorbesc despre pacienții care pot să aibă o patologie tiroidiană. Sunt pacienți care pot să aibă guș nodulare cu afectări cardiace, pot să fie pacienți cu guș nodulare care să aibă hipertiroidism sau o boală autoimună. Ori administrarea iodului de potasiu, fără să te consulți cu medicul specialist și fără a respecta niște indicații clare, reprezintă o mare greșeală. Nemai vorbind de faptul că administrarea în doze mari poate să producă, așa cum spuneam, reacții alergice. Uneori acestea pot să fie destul de importante, alteori afectarea tiroidei despre care vorbeam înainte, alteori pot să fie elemente de genul iodismului, când este o cantitate mult prea mare de iod ingerată cu o senzație de gust amar, de gust metalic și cu reacții digestive. Deci sunt foarte multe lucruri pe care trebuie să le avem în vedere. Mesajul este însă unul clar. Nu trebuie să se administreze această medicație fără avizul specialistului și fără a se crea informările adecvate. Și mai ales să nu intrăm în panică, populația nu trebuie să intre în panică, pentru că încă de la declanșarea războiului din Ucraina, după mulți ani de inacțiune în acest sens, Ministerul Sănătății a întreprins toate acțiunile necesare, și anume acela de a cere necesarul de iodură de potasiu. Evaluarea necesarului este foarte important, pentru că vă spuneam că nu toată categoria de populație trebuie să ia și dozele sunt foarte diferite, și deja producția de iodură de potasiu la cantitățile necesare este în lucru. Deci nu este motive de îngrijorare. Deci am început să producem la Iași aceste medicamente în cazul în care